Și mai facem o dublă. Da? O luăm de la zero. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, dragi slujitori mass media. Ținem să vă mulțumim pentru faptul că ați venit la această importantă conferință de presă și pentru faptul că dați însemnătate culturii. Subiectul de astăzi este unul mult așteptat, pentru că se asociază cu venirea primăverii și pentru faptul că este un eveniment artistic de mare, mare, mare anvergură, care se numește Festivalul Internațional Mărțișor. Am onoare să-l invit pe domnul ministru culturii Sergiu Prodan să fac un relator general despre a 57-a ediție a acestui important festival. Domnul ministru, vă rog. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc și eu pentru că ați dat curs invitației noastre și ne-ați onorat cu prezența. Evenimentele culturale în anul 23 se desfășoară într-o consistență mare și iată ne apropiem de această minunată dată, 1 martie, când tradițional are loc Festivalul Mărțișor. Cum a spus și Boris, este a 57-a ediție și ne face o deosebită plăcere să anunțăm această ediție. Anul acesta, Festivalul Mărțișor are mai multe puncte de pornire și mai multe accente pe care vrem să le punem. În primul rând, vreau să vă spun că voi ruga colegii din instituțiile concertistice să prezinte programul în detaliu, ca să nu le iau cuvântul, voi vorbi la modul general și lucrurile cele mai pe care vrem să punem accentele. Anul acesta, maestru Nicolae Bătgros a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani și desigur că pe durata întregului an, dar în mod special în Mărțișor, îl vom celebra. Vom avea 3 spectacole de omageale dedicate maestrului Bătgros și lăutarelor, lăutarii altfel și lăutarii împreună cu Calancea și lupii lui Calancea. În afară de acest minunat accent, anul acesta vrem să punem un accent important pe evenimentele care vor avea loc în teritoriu, în alte localități ale Republicii, nu doar în Chișinău, și colegii din instituțiile concertistice vă vor povesti în detaliu despre unde, cum și câte concerte vor fi organizate. Vreau să menționez faptul că ieri, în ședință de guvern, a fost aprobat un nou regulament de funcționare a caselor de cultură. Este un pas important înainte, pentru că, după cum bine știți, în legea culturii nici nu figura noțiunea de casă de cultură. Iată că în vara acestui an am reușit să introducem în lege această noțiune și acum venim cu un prim regulament de funcționare și de organizare a activității pentru casele de cultură. Desigur că acest regulament va fi pe durata timpului amendat. Este și normal, este o activitate de zi cu zi, el trebuie îmbunătățit, suntem în strânsă legătură în acest sens și cu CALM-ul și cu casele de cultură, astfel încât activitatea noastră comună să fie cât mai productivă. Astăzi, în legătură cu festivalul care urmează, vreau să menționez și să îndemn autoritățile publice locale, oamenii de cultură din teritoriu, să manifeste o inițiativă cât mai activă și să-și, cei care pot și consideră că au această oportunitate și această posibilitate, să atribuie statut juridic, de persoană juridic caselor de cultură. Asta va da posibilitate pentru casele de cultură să încheie contracte directe pentru organizarea manifestațiilor culturale în localitățile în care sunt amplasate. Astfel încât nu doar organizațiile concertistice, nu doar în cadrul Festivalului Mărțișor,
ci pe durata întregului an, inclusiv teatrele noastre, să poată veni cât mai des în localitățile din țară, prin contracte și prin contacte directe între Casa de Cultură, Teatru, Casa de Cultură, Organizație Concertistică, etc. Să nu uităm totuși că Festivalul Mărțișor este un festival internațional și iată că în acest an, prima ediție de după pandemie, care, bineînțeles, a dat peste cap în mare parte activitățile anterioare, inclusiv a Festivalului Mărțișor. Ne bucurăm să avem prima ediție a festivalului în urma acestei pandemii. Totodată, bineînțeles, știm cu toții că războiul care se desfășoară în țara vecină nu s-a sfârșit nici pe departe. Mâine se împlinește un an de la faza lui activă, pentru că, de fapt, acest război durează din 14, din anul 2014, când s-au început acțiunile militare în Donbas, dar dacă e să ne uităm mai profund și să înțelegem că această agresiune a Federației Ruse, îndreptată nu doar contra Ucrainei, ne duce cu gândul la anul 1992, când, iată, în curând se va împlini 30 de ani de la ostilitățile de pe Nistru. Consider că acest război are aceleași rădăcini ca și evenimentele de atunci. Să nu uităm acest lucru și să încercăm să depunem toate eforturile pentru a păstra pacea, pentru a instaura pacea și, cum spuneam un an în urmă, șocați de începutul acestor faze active a acestui război, forța noastră, armata noastră, sunt oamenii de cultură care, prin activitatea lor, pot opri ostilitățile. O să rog acum colegii să vă prezinte programul care va fi și publicat. Deci, vă rog. Pentru că agenda este atât de opulentă, mi-am dat seama că nu o să o rețin, de asta o să procedem la o afișă în vivo, în live. Îl invit pe domnul Andrei Locoman, directorul Palatului Național de Concerte, să vă relateze surprizele care se vor întâmpla acolo. Mersi. Mulțumesc, domn Boris, mulțumesc, stimate domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați reprezentanța mass media. Voi încerca să fiu succint, cu toate că avem o agendă foarte încărcată la Palatul Național. Așa cum de fiecare an, 1 martie, spectacolul de deschidere a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor va avea loc la orele 18 cu un concert pastel, un concert de 2 ore, cu implicarea orchestrelor, Orchestra Națională a Filarmonicii Naționale, dirijor domnul Agafiță, Orchestra Academiei de Arte și o orchestră pentru o orchestră de copii. Deci 2 martie, 3 martie și 4 martie, cum a menționat domnul ministru, este un bloc din 3 concerte dedicat aniversării maestrului Nicolae Bodgros la 70 de ani, deoarece ne-a venit foarte greu să îmbinăm într-un spectacol de câteva ore de ore tot ce a creat maestru Bodgros pe parcursul carierei sale, am decis să dispersăm aceste concerte în următoarele. 2 martie, lăutarii tradițional, deci muzică populară cu cei mai vestiți și îndrăgiți interpreți de la noi din Republica Moldova, cât și de peste Prut, cum ar fi Irina Loghin, Mioara Velicu și mulți alții care o să-i vedeți pe afiș. 3 martie va fi formatul lăutarii altfel, adică în format pop simfonic, vom vedea orchestra lăutarii în format pop simfonic și în 4 martie lăutarii lui Bodgros și lupii lui Calancea, adică Orchestra Națională Lăutarii și rock.
5 martie, colegii noștri de la ansamblu Baletul Național Joc vin cu un nou program, un show, Reaprinde iubirea, dar despre acest concert va vorbi colega, doamna Leona Strâmbeanu, în mai multe detalii. 6 martie, ora 18, avem un show a interpretei din România, Delia, Mulțumesc, iubită mamă, deci este un show dedicat mamei, femeii, că este în ajun de 8 martie. 7 martie, tradițional, proiectul Interietnica este un proiect dedicat tuturor etniilor conviețuitoare în Republica Moldova, unde aceste colective vin în fața spectatorilor cu tot ce au ei mai frumos și mai reprezentativ din folclorul etniilor respective. 8 martie, formația Zdob și Zdub lansează un nou single, Floarea Soarelui. Este un program nou a băieților de la Zdob și Zdub și au invitați speciali trupa Cuibul. 9 martie revine acasă Irina Rimeș. Deci ea are un turneu foarte mare și revine acasă la propriu în finalul acestui turneu cu un recital la Chișinău, pe 9 martie, ora 18. 10 martie, concertul de închidere a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor cu spectacolul Hora Mare și aici vom îmbina două orchestre a organizației concertistice Moldova Concert, Orchestra Fluieraș și ansamblu de cântece și dansuri Fluieraș și Orchestra Mugurel, deci va fi în scenă circa 70 de muzicieni, de instrumentiști, unde prin acest spectacol, Hora Mare, vom încheia festivalul de muzică Mărțișor. Ce ține de concertele în teritoriu, colectivele organizației Moldova Concert vor avea 9 concerte în teritoriu, în raioanele Cimișlia, Comrat, Hâncești, Leova, Rezina, Călăraș și Criuleni. Sper că am fost destul de succint. Vă mulțumesc pentru atenție și ofer colegilor cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, urmăriți afișa Moldova Concert. Chiar dacă Filarmonica Națională stă într-o bucătărie închiriată, acolo își prepară bucatele culturale, o rog pe doamna Svetlana Bivol să ne povestească despre condimentele pregătite pentru Mărțișoar. Mersi. Mulțumesc, onorată asistență. Vreau să parafrazez acel aforism că veșnicia se naște la sat. Vreau să zic că Mărțișorul s-a născut la Filarmonică. Măcar o dată pe an să ne amintim de acest lucru, deoarece acum 57 de ani, doi mari oameni de cultură, Alexandru Fetcu și Gleb Ceaicovski Mereșanu, pe atunci director și director artistic al Filarmonicii, au creat această sărbătoare excepțională, care s-a transformat dintr-un festival național în unul internațional și cu rezonanță mondială. Deci, Filarmonica, cum a menționat domnul Cremene, stă acum într-o casă provizorie și în această casă provizorie am pregătit 4 evenimente, de fapt 5, ținând cont de acel concert de deschidere, în care participă orchestra simfonică, cum a menționat domnul Locoman, și în care participă 2 orchestre, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, condusă de Vladimir Andreeș, și Orchestra Simfonică a Liceului Ciprian Porumbescu, condusă de Valeriu Patic. Nu întâmplător, un pic doar vreau să zic, conceptul ăsta prevede acea performanță care se naște și ajunge la culminație, adică cum se formează un muzician de la un tânăr copil care a venit într-un liceu, cum crește, cum se transformă într-un student și ajunge într-o orchestră simfonică. Este o chestie importantă ca să punem accente de fiecare dată pe formarea unui muzician de muzică academică, deoarece ea diferă foarte mult de formarea celorlalți artiști din toate domeniile și din muzică inclusiv. Deci, acasă avem 4 colective, un ansamblu din Lituania, Paleases, o formație excepțională de suflători, alemuri, dar care vine să cânte împreună cu Alexandru Palei, deci concetățeanul nostru, dar care este stabilit în Statele Unite, acum colaborează foarte mult cu Lituania și vine să cânte mai multe creații excepționale, clasice, Quintetul lui Mozart, Quintetul lui Beethoven și
sextetul de lui Poulenc și sunt convinsă că melomanii adevărați vor avea o mare satisfacție de la această performanță. Pe 4 martie, soliștii operei din București vin la Chișinău, împreună cu actrița Anca Sigărțău, deci vorbesc de Maria Mădălina, Liviu Intricheu, Iordache Basalic, îl cunoașteți bine, Alin Hotea Mânzat, Muhurea Mânzat, ei ne vor prezenta un buchet de melodii frumoase, canțonete. Și pe mine tare mă interesează acest lucru. Se numește Canțoneta unei nopți de primăvară. Este o chestie intrigantă, și dar frumoasă, deoarece canțonetele, știm cu toții, le cântă de obicei tenorii. Aici le vor cânta și bașii, și baritonii, și sopranele. Și sunt convinsă că vom avea o frumoasă prezentare. Pe 7 martie, eu consider că este concertul nostru central. Este vorba de participarea Alexandrei Kononov împreună cu Orchestra Simfonică. Va cânta concertul lui Mendelssohn pentru vioară și orchestră. Se va mai cânta lucrarea lui Dan Dedeu. Or, culminația va fi oratoriu Miorița de Ion Macovei. Și suntem mândri că am reușit să restabilim această mare capodoperă, deoarece știți că Biblioteca Filarmonicii Ars și această lucrare împreună cu celelalte autohtone și nu doar, au ars și grație partiturii pe care a păstrat-o cumva Ilona Stepan, care era scrisă de mână de autor, acum s-a muncit mult, s-a restabilit această creație și va fi interpretată pe data de 7 martie și vom avea ca soliști pe interpreții din Doina, Cristina Mândrean, Anastasia Știrbu, Alexei Vinocurov și Vitalii Borodai. Dar vreau să mă opresc un pic la Alexandra Kononov. Nu întâmplător, străbunicul ei a fondat Mărțișorul, domnul Fetco. Ea a venit cu mare drag să cânte la noi, acasă. Știți că nu de mult a realizat un masterclass foarte important. Și va cânta, cel mai important, că va cânta la o vioară creată aici, la Chișinău, de un meșter excepțional, Mihail Brlădean, care a depus atâta suflet și maestrie în acest instrument, că sună perfect, sună ideal și instrumentul se numește Alexandra, adică este un instrument practic realizat și creat pentru Alexandra. Aici aduc sincere mulțumiri Ministerului Culturii și domnului ministru Sergiu Prodan, care cu drag au finanțat procurarea acestui instrument pe care îl va folosi Alexandra la Chișinău. Normal că l-a cumpărat filarmonica, deoarece nu poate fi donat unei persoane fizice. Deci vă invit cu mare drag la acest eveniment. Mai avem o surpriză. Cred că am să o spun acum, chiar o surpriză frumoasă. La fel o mare divă lirică, Natalia Tanasiciuc, care va fi în perioada asta la Chișinău, a acceptat cu drag să prezinte acest concert. Alexandra spunea că nu, că ea este foarte mare artistă, zic, nu, pentru Natalia este important să fie lângă tine și să facă acea prezentare atât de duioasă și frumoasă pe care o face ea de fiecare dată, nu doar în evoluarea ei în scenă ca și solistă, dar și ca prezentator. Pe 9 martie avem la fel un concert foarte interesant cu o formație din SUA, un jazz band din 12 suflători, alemuri, care prezintă un program de jazz, dar în cazul ăsta, împreună cu Orchestra Simfonică, vor evolua în scena Palatului Republicii și vor cânta jazzul tradițional de Glenn Miller și de mulți alți autori. Sunt convinsă că va fi ceva interesant. Noi suntem cei care, de atât că nu avem casă, mai avem concerte în teritoriu, cele mai multe, cred că din toate instituțiile, și este firesc acest lucru. Avem 12 concerte în teritoriu, pe care le vor susține cât artiștii noștri, atât și cei invitați. În primul rând, Anatolie Lape cu Siuri Mahovici, duetul, va evolua pe 1 martie la școala de la Nisporeni, școala de muzică, pe 2 martie la Ungheni, la Palatul de Cultură. Orchestra de muzică populară are 3 concerte la Nisporeni, la fel la Ghetlova, Orhei și la Hrușova. Concertino are concert la Cimișlia, Capela Coralului Doina are concert la
Călăraș, ori acest jazz band are 5 concerte cu masterclass-uri în teritoriu și în instituțiile care au studenți. Asta este foarte important, să mergem la ei. Și Comrato are universitate cu facultate muzical-pedagogică, și Bălțu are această facultate, și Soroca, unde sunt colegii, colegiul ăsta de arte Nicolae Bodgros, care are atâția studenți excepționali și de acolo chiar au ajuns în scena performantă mulți muzicieni, inclusiv maestru Bodgros. Deci vor merge în aceste săli, Soroca, pe care le-am menționat, și la Cahul, unde avem această filarmonică din Cahul, la fel, deci au 5 concerte cu masterclass în teritoriu. În total, avem 12 concerte în teritoriu. Deci, asta este agenda filarmonicei, vă așteptăm cu foarte mare drag la toate evenimentele și chiar ar fi bine să faceți publicitate, ca și în raioane să avem public, dar sunt sigură că îl vom avea, că de-abia așteaptă să vină artiști de mare valoare la ei acasă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna director. Sala cu orgă are un program axat internațional, de asta o invit pe doamna Tudose, secretară muzicală, aici în fața noastră, să ne descopere aceste secrete. Bună ziua! Sala cu orgă participă în cadrul acestui festival doar la ultimele 44 de ediții, pentru că a fost inaugurată în 1978. Dar vreau să vă spun că în acești 44 de ani, niciodată din cadrul Mărțișorului, firește, nu a lipsit un recital de orgă. Deci am să încep cu concertul din 4 martie. La aceste recitaluri de orgă, bineînțeles, totdeauna au fost invitați interpreți din străinătate, și anul acesta avem un italian, organist italian, care este nu doar interpret, este și un improvizator și compozitor. Se numește Eugenio Maria Fagiani. Va susține un recital de orgă cu muzică în exclusivitate, muzică italiană, compozitori pe care nici noi muzicologii nu-i cunoaștem. Vom audia în prima parte un recital și în partea a doua va participa și Corul Național de Cameră, în frunte cu Ilona Stepan, care va cânta, de asemenea, va interpreta de asemenea creații italiene, monumentale, un magnificat și o misă de Gambarini, și, bineînțeles, vor răsuna și creații de Fagiani, ale organistului, care a scris special pentru corul nostru, a scris o piesă pe care, bineînțeles, o va interpreta corul în cadrul acestui concert. Sala cu orgă, de fapt, are 5 evenimente în cadrul Festivalului Mărțișor, 2 dintre care țin de proiectul, probabil ați auzit de el, nu odată, pe care l-am lansat la începutul stagiunii, Vreau să cânt acasă. Și iată 2 concerte din cadrul acestui proiect. Unul pe 2 martie cu violonistul Dan Iulian Druțac, un foarte talentat violonist, care de la 16 ani este plecat în Marea Britanie, a studiat acolo la Londra, apoi din 21 a studiat la Școala Superioară Regina Sofia din Spania. Și iată, împreună cu Orchestra Națională de Cameră și dirijorul Cristian Florea, va susține un concert la sala cu orgă. Tot din cadrul acestui proiect face parte și concertul din 8 martie. Este un concert deosebit, are genericul Femeia Eternă Poveste. Este o seară de jazz în care va participa cântăreața Nadia Trohin, care este supranumită Fata Sihastră, după piesa pe care a interpretat-o, ea a fost solistă a formației Millennium. Și acum a urmat studiile la Universitatea din București și profesor i-a fost Mircea Tiberian, un mare jazzman la ora actuală român, care i-a fost și profesor și este un pianist,
și cu, împreună cu Mircea Tiberian va susține acest recital, această seară de jazz la noi la sala cu organ, data de 8 martie. Pe 9 martie vom avea un concert extraordinar, un concert simfonic cu Maria Monserrat Florea din Spania, violonistă, și dirijorul Dieter Holzapfel din Germania cu Orchestra Națională de Cameră. Încă al cincilea concert, adică este la mijlocul festivalului, pe data de 5 martie, un concert deosebit. Nu este pentru prima dată, dar foarte mulți ani în urmă, a fost Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu din București. De asta dată vine cu un mare violonist, violoncelist Andrei Ioniță. Știți cu toții, este câștigătorul concursului Tchaikovsky din anul 2015 și este câștigătorul mai multor concursuri. La ora actuală este unul dintre cei mai promițători și valoroși violoncelești chiar din lume. A cântat și la Carnegie Hall, la New York și la Tokyo, împreună cu dirijorul Iuri Botnari. Acest concert, vreau să vă spun, este gratuit. De fapt, e cu invitații. Am făcut invitații care deja sunt sau epuizat, pentru că este susținut de Departamentul Relații cu Republica Moldova. Vreau să vă spun, deci aceste cinci concerte, sala cu orgă, știți că totdeauna mizează pe calitate și diversitate și sper că și această ediție a Festivalului Mărțișor va ține tot de aceste principii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Tudosie! Baletul Național Joc vine într-un format nou la această ediție, un format care va fi plimbat prin Europa, din câte am înțeles eu. Pentru asta o invit pe doamna Aliona Strâmbeanu, directorul Baletului Național Joc. Vă rog, doamna director. Mulțumesc foarte mult, onorată asistență, dragi colegi. Într-adevăr, instituția noastră, Baletul Național Joc, a fost recent resetată și ne propunem un program ambițios de activitate și chiar în cadrul Mărțișorului, deci vom avea o avantpremieră a spectacolului pe care îl pregătim pentru turneul în Polonia și el se va produce pe scena Palatului Național în 5 martie cu Reaprindem iubirea. De 57 de ani de când a fost înființat Mărțișorul, Baletul Național Joc, altă dată Ansamblul Național, dar de fapt și acum ca formă juridică, ca denumire juridică, rămânem a fi Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare Joc, a fost prezent cu spectacolele sale la toate edițiile. Fapt este că Baletul Național Joc, prin esența sa, are în componența repertoriului dansuri internaționale. Și în cadrul acestui program noi vom avea dansul bulgăresc, dansul țigănesc și recent am reanimat o frumoasă suită de dansuri ucrainești, Transcarpatia, montată în anii 70. Ea a fost reluată recent și noi cu această ocazie ne înscrim cumva în anul culturii, în anul pe care, culturii pe care l-a dedicat Ministerul Culturii celei ucrainene. Iată că Ansamblul Joc va fi prezent la 1 martie, la inaugurarea Festivalului Mărțișor de la Strășeni. Trebuie să, de fapt, dumneavoastră cunoașteți că fiecare raion, fiecare secție de cultură sau direcție pregătesc individual un program Mărțișor în
aria sa de activitate. Mărțișorul va fi la Strășeni, ansamblul joc va fi la Strășeni, în 5 martie vom fi la Palatul Nicolae Sulac, iar la finele mărțișorului vom fi în Polonia și într-un turneu și vom transmite cu drag publicului polonez mărțișorul nostru tradițional. Mulțumesc! Da, vă rog foarte mult. Am uitat de teritoriu. Noi nu avem atât de multe concerte în teritoriu, că nu avem așa mulți soliști, dar avem un concert foarte important. De asta dată Ion Negură și Olga Iuhno pleacă la Suceava, tot în cadrul mărțișorului, și va avea un recital, vor susține un recital la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava. Vă mulțumesc pentru acest detaliu. Mai avem un eveniment important. Domnul Deocotar este prins în repetiții și m-a delegat pe mine să vă vorbesc despre spectacolul Rigoletto, care va avea loc pe 4 martie la ora 5 la Teatrul de Operă și Balet. Un spectacol jubiliar. Protagonist îl vom avea pe octogenarul Vladimir Dragoș, un bariton legendar. Acum, înainte de a procede la runda întrebări-răspunsuri, vreau să dați foară în țară că pentru aceste evenimente sunt valabile voucherele culturale pentru tineret. Îndemnați-i să cumpere cultură pe aceste vouchere. Îl invit pe domnul ministru Sergiu Prodan pentru runda de întrebări-răspunsuri. Vă mulțumesc, aș vrea și eu să adaug, atenție, multe concerte, deja sunt vândute toate biletele, este sold out, grăbiți-vă să mai prindeți bilete la mărțișor. Vă rog întrebări. Deci, 2.500.000, imediat vă spunem. Mulțumesc. Deci, bugetul total din partea Ministerului Culturii de susținere a festivalului este de 2.568.374 de lei. Vedeți ce exactitate până la 4 lei. Vreau să menționez că acești bani, în mare parte, sunt destinați artiștilor, clar că sunt și alte cheltuieli, oaspeților care vin, le vom oferi deci, condiții de cazare, etc., toată primirea respectivă, dar în mare parte acești bani sunt destinați artiștilor noștri autohtoni pentru a îi motiva o dată în plus de a își dedica viața artei în Republica Moldova, de a face împreună un mediu ambient cultural de înaltă calitate, și Ministerul Culturii nu contenește să se preocupe de această problemă, de problema nici nu a salarizării, de problema veniturilor artiștilor autohtoni, pentru ca acest mediu cultural în Republica Moldova, într-adevăr, să fie reprezentat de oameni de valoare, cu nume sonore, așa cum este la moment, și aceste nume sonore să apară noi și noi, din rândul tinerilor. Este un mărțișor, este un festival internațional de muzică. Deci meșterii populari, dacă pot să cânte, ei nu mai sunt meșteri populari, sunt interpreți populari. Da, sigur, meșterii populari sunt un element important în patrimoniu național, în cultura națională, și noi acordăm suficient atenție și grijă pentru toate meșteșugurile. În acest sens, chiar vă mulțumesc de întrebare, în acest sens ne dorim o sinergie între toate componentele care sunt în gestiunea Ministerului Culturii, astfel ca meșterii populari să nu, sau meșteșugurile, mai bine zis, meșteșugurile populare să nu se reducă doar la confecționarea unor suvenire. Meșterii populari sunt cei care, prin metode tradiționale, creează, de fapt, au creat elemente de patrimoniu. Noi ne dorim să revenim la acei meșteri care pot să facă din lemn, să confecționeze elemente
caselor tradiționale, uși, ferești, grinzi, etc., astfel încât restaurarea, renovarea caselor tradiționale bătrânești să fie făcute conform tradiției și cercetărilor științifice care se fac în cadrul Institutului Patrimoniului Național și pe care le vom aplica aceste cercetări în subvenționarea domeniului turismului, anume prin subvenționarea restaurării caselor autentice, caselor tradiționale. Și ne dorim să apară, să reapară acești meșteri care nu doar din materiale moderne și noi pot să confecționeze aceste elemente, ci și din materialele tradiționale, revenind la meșteșugurile adevărate. Deci, dacă mă uit și eu în nota informativă care o am la îndemână, peste 8 țări în afară de Republica Moldova, bineînțeles România, Marea Britanie, Lituania, Germania, Italia, Spania, Statele Unite ale Americii. Avem întrebări? Și eu vă mulțumesc și vă îndemn să urmăriți programul Festivalului Mărțișor, vă îndemn să urmăriți și alte evenimente culturale care, iată, în luna martie le vom anunța suplimentar, dar și între toată primăvara și tot acest an va fi plin de evenimente interesante și vă îndemnăm să luați parte activă la promovarea și la savurarea acestor elemente de manifestare a culturii în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Vreau să vă anunț că găsiți pe pagina Facebook toată agenda culturală. Urmăriți-ne, stați cu ochii pe noi. Vreau să vă mai amintesc că mâine la ora 9:30 la Muzeul de Artă va avea loc expoziția Culture and the Crosshair, care în traducere ar însemna cultura în vizorul armei. Vă invităm și pe această ocazie să ne vizitați mâine la 9:30. Îndemnați lumea să consume arte, pentru că asta face bine la gândire, face bine la calitatea vieții. Vă mulțumim foarte mult și să aveți o zi bună! Fiecare instituție și da, sigur că, da, discutați cu instituțiile, cu ofițerii de presă.